Numai că eu sunt mai... Toți suntem mai gen în spate. Da, nu avem nimic. Așa, hai că aici suntem bine. Mm-hmm. Facem ultimile setări. Până intră câțiva oameni să-i salutăm aici. Noi aici avem cameră, da, da, ca să știi acolo altceva. Facem repede câteva setări să vedem dacă totul este ok. Poate reușesc să distribui și live-ul pe... cum îi spune, pe Facebook. Poate ne vin și nouă mai mulți urmăritori astăzi. Cu toate că lumea e sărbătoare, azi mai sărbătorește, e plecată la plimbare, dar noi ne încercăm și noi... Norocul. Poate avem. Reușesc. Nu îl găsesc eu să știu să mi-l distribui în veci. Pe asta nu știu, dar pot să știu să distribui. A, bă, ăla știu și eu pe TikTok, dar nu știu aici cum... cum funcționează. Ah, gata, am găsit. Așa, și luăm de aici. Luăm linkul. 10 persoane, bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Nu mai spunem bună dimineața, bună ziua. E ziua astăzi. Da. Acolo suntem. Așa. 2 secunde să distribui și eu până ne mai adunăm, să salutăm pe toată lumea, să distribui și eu videoul, clipul, live-ul pe Facebook, pe pagina de Facebook. Așa. Dăm aici. Punem linkul. Repede, repejor. 10 persoane, pune și voi un like să ne bage repede în față și pe noi YouTube-ul. Ne distribuim? Da. Gata, am distribuit live-ul pe Facebook. 13 persoane. Puneți like, puneți like. Mediaș. Salutări din Mediaș. Vă salutăm și noi din Italia. 14 persoane. Haideți să creștem ca să dăm drumul la situație. Astăzi, după cum știți, este Paștele Catolic. Bineînțeles, noi suntem ortodoxi. Da, nu sărbătorim, dar nici nu avem nimic contra. Adică nu ne deranjează cu nimic pentru... Na, știți cum e. Fiecare cu religia lui și atunci... Da, haideți să ne adunăm un pic. În primul rând vreau să spun Paște fericit catolicilor. Buona Pasqua, spunem și în italiană. Și vă așteptăm aici în primul rând. Bună ziua, bună ziua Iulia, Lavinia, Livia, scuză, Livia Marin, bună ziua. Florin Gicu, salutări din media, salutări. Vă urmăresc cu mare plăcere, mulțumim. Livia Marin, Izabela, ce faci frumoasă, te întreabă. Foarte bine, mersi frumos. Florin Micu, salutare, salutare Florin, vă salutăm pe toți. Ce faceți voi acolo, cum, care sărbătoriți? Vreau să văd aici cine sărbătorește astăzi Paștele Catolic. Da. Eu mă uit un pic în dreapta aici, că am laptopul și văd mesajele. Care dintre voi, dintre urmăritorii noștri, sărbătoriți astăzi Paștele? Vrem să știm și noi. Adrian, sunteți catolici? Nu, suntem ortodoxi. De aceea nu sărbătorim Paștele. Florin Gincu, avem 27 de grade. Stați mai bine ca în Italia. Aici la noi e vremea mai nașpa, a plouat. Dimineața a plouat, acum s-a mai minat puțin, a ieșit și un pic soarele. Dar din nou... Livia Marin, eu sunt din Basilicata, mai exact Melfi. Da, departe oricum de noi, 1000 de kilometri, dacă nu mai bine. Florin Gincu și noi tot ortodoși. Păi da, mă gândesc că dacă sunteți aici cu noi, dacă erați catolici, era să sărbătoriți sau erați plecați. Erați salutat din Milano, a spus, în pe vacanță. Pe live pe TikTok salutăm și Milano, salutăm pe toată lumea. Astăzi am încercat să facem așa și YouTube, să combinăm, să punem și TikTok-ul, poate... ne vede mai multă lume, așa mai acaparăm și noi urmăritori. Adrian, adevărat că e cald în sfârșit, nu mai a prins soba. A scăpat de lemne, da, economie. Angela Novac, bună, bună, se vede. Bună. Să vedem surprizele. Imediat să se mai adune câteva persoane și începem. Doamne, foarte nerăbdătoare. O săptămână tot ne bate la cap, aolo, dar ce surprize am, aolo, dar ce... Da, oricum îi mulțumesc că a avut răbdare și a putut să abțină, să nu umble la ele, să nu le desfacă.
până astăzi. Livia Marin, departe de voi, da, e ceva distanță. 21 de persoane, 10 like, pune like-uri, pune și voi câte un like ca să ne bage și pe noi videoul mai în față. Noi vă mulțumim și pentru cei care ați dat până acum, celor care ați dat până acum like. Geo, o zi superbă, vă dorim din Baia Mare. 27 de grade aici, sunteți o familie minunată. Mulțumim. La noi cred că sunt undeva la 8 grade, 9 grade, ceva de genul. Da. Mai cald în România ca în Italia. Sorina Ivan, bună ziua dragilor, bună ziua Sorina și ție. Haideți cu like-ul ăla să ne bage și pe noi în față. Livia Marin, eu sunt persoana care vă tot trimite comentarii pe vloguri că vreau să văd cât mai mult vloguri, cât mai lungi. Da, 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 țin minte. Știu oamenii că sunt undeva la 30 de persoane, chiar 40, care le văd mereu în comentarii, care sunt mereu active și nu pot să spun decât că vă mulțumesc. Că ne urmăriți în primul rând și în al doilea rând că ne aduceți mesaje frumoase, îmbucurătoare și ne dați curaj să mergem mai departe. Înainte, cu toate că noi suntem, vedeți, oameni simpli, nu suntem noi cine știe ce vedete, ca să zic așa. Angela Novak, nu mă plictisesc niciodată cu voi. Ok, Angela Novak, la mine plouă de rup rândurile. Da, și la noi a plouat ieri, aseară cel puțin. Aseară cel puțin a plouat foarte tare, da. Torențial. Văd că acum s-a mai oprit, dar oricum și mâine anunță ploaie și poi mâine, în fine. Timpul zice că de marți mai... Drăgoi Florina, bună ziua, bună ziua și bună ție ziua. Florina, Livia Marin la mine, în Memphis sunt 25 de grade, chiar foarte cald. Da. Cred și eu că mai jos acolo, când mergi către sud, te apropii către Mediterană, către... e mai cald, da. Noi aici în nord suntem mai așa, ca mai ca Germania, mai cu ploaie, mai și cu soare, într-adevăr, că e destul de cald vara. Dar începând de prin octombrie, prin aprilie, să zicem așa, sfârșitul aprilie, avem cam vreme de Germania noi în general aici. Suntem și plouă, ceață. Suntem și aproape de Elveția, la 200 de kilometri. Intrăm în Elveția, Austria o avem și pe ea la 200 și ceva de kilometri. Suntem aici înconjurați de munții albi și nu prea avem noi parte de soare așa în februarie, martie, da, aprilie. Un pic mai târziu trebuie să mai așteptăm. Claudiu, unde e Cosmin? Claudiu, salut! Cosmin e acasă, e la el acasă. La tine cum e vremea acolo la Perugia, Claudiu? Mai departe. Unde am rămas? Andrei Rogac, să nu greșesc vreun nume, mă scuzați dacă mai... Salutare din Moldova, Doamne ajută, vă salutăm și noi Moldova, salutăm din Italia. Sorina Ivan la mine, sunt 19 grade, dar înorat. Mâine o să plouă. Da. Dacă nu greșesc, Sorina Ivan, în zona Mantova, nu mai țin minte exact, dar parcă așa mi-amintesc că voi locuiți în Claudiu, zona Mantova. Claudiu, eu sunt din Parma. A, înseamnă că am confundat cu Claudiu de la Perugia, care îl știu eu pe TikTok. Da, 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 sigur am confundat, da. Nicio problemă, îmi cer scuze, credeam că este albuia Claudiu de la Perugia. Este acasă, Cosmin. Mai departe, așa, Angela Novak la mine sunt 8 grade. Am zis, Florin Gincu, zonă foarte bună, Iulia Răbâncă. Ați participat vreodată la slujba de Paște de Vatican? Nu, n-am ajuns niciodată. Am fost anul trecut la Roma, la Vatican, am vizitat Vaticanul, dar a fost în ianuarie. 4-5 ianuarie am fost, dar de Paște niciodată n-am fost. Să vedem cum se desfășoară slujba la ei, la catolici. Sorina Ivan, zona Roma, înseamnă că mai e cineva, sau Roxana Ivan, ceva de genul, mai este cineva, o doamnă cu numele de Ivan și atunci cred că confund Mantova cu Roma, din cauza numelui Ivan. Mai departe, Adriana, aveți cetățenie italiană? Încă nu avem, dar abia am împlinit vârsta aici în Italia, ca să spun așa, ca să putem să depunem actele să o obținem. Am obținut, care sunteți mai vechi pe canal, ați văzut că am făcut un video pentru obținerea rezidenței permanente, adică atestatului de sojorno permanente, ca să vorbim în termeni cum se pronunță, că am fost corectat și de aia spun așa.
care nu-l obții decât după 5 ani de contribut aici lucrați. Și atunci, acum trebuie să ne pregătim toate actele, să le traducem toate care avem nevoie, ce mai avem de adus din România. Noi, adulții, trebuie să facem un curs de limba engleză, după care trebuie să susținem un examen. Iar Izabela o să scape de acest curs, pentru că ea e la școală aici și atunci nu mai obligă, nu are nevoie. Sunteți o familie, Angela Novac, sunteți o familie frumoasă, vă doresc numai bine. Mulțumim, mulțumim. Asemenea, vă dorim și noi vouă, tuturor urmăritorilor care sunteți alături de noi și nu numai. Să fie de bine pentru toată lumea, în general, că de rău ne-am săturat, știți cum e. 31 de persoane, haideți să punem like-ul ăla, suntem la 19 like-uri, să ridicăm un pic până la 40-50 de persoane, să începem și noi cu surprizele, că le avem jos aici, imediat ne apucăm de ele, dar să fim și noi câteva persoane. Livia Marin, eu sunt în Italia din 2006 și nu mi-am dorit niciodată cetățenie italiană. Noi, dacă o vrem să o obținem, nu ne gândim pentru faimă sau fală sau să ne credem nu știu ce, că vezi, Doamne, devenim noi italieni sau... Eu vreau ca ceea ce muncesc și reușesc să agonisesc aici să rămână al meu, adică să nu mă trezesc la un moment dat ca stranier, că nu știu ce guvern vine sau nu știu ce Meloni și să zic că tu ca stranier... Ciao, n-ai dreptul la proprietate aici, n-ai dreptul la pensie, n-ai dreptul la nu știu ce. Doar din cauza asta am dorit, că încă nu ne apucăm mâine să depunem actele, doar din cauza asta am dorit să o obținem, doar pentru a ne păzi un pic de viitor, nu știm niciodată ce se întâmplă și atunci stăm un pic mai păziți, că muncesc aici, plătesc taxe aici. Și mă trezesc că peste încă 20 de ani, pensia aia cât e de mică, să n-am dreptul nici la ea sau să nu mai am dreptul să fiu proprietar într-o altă țară străină, pentru că suntem într-o țară străină. Doar pentru asta atât vrem să accesăm cetățenia italiană și bineînțeles că nu renunțăm la cea română niciodată. O să avem dublă cetățenie, nu renunț la cetățenia română, să rămân doar cu cea italiană. Bineînțeles dacă obținem, că e posibil să nu ne-o dea. Nu este obligatoriu. Mai departe, unde am rămas aici, părerea mea este că și cu cetățenia italiană și fără, toți străini suntem în fața lor. Niciodată nu o să ne vadă ei altfel decât stranieri. Și în fine, nu mai spun cuvintele cum ne fac ei, că aproape pe față ne fac așa. Dar încă o dată am spus, pentru frica că o să dea vreo lege sau să vedeți că se pot întâmpla multe și atunci, na, mai bine să te păzești. Marian Pavel, salut colegul, te salut și eu. De unde ești, Marian Pavel? Ne urmărești din România, din camion sau de pe aici prin Italia? Livia Marin, dacă faceți bine, sunt de acord cu voi, doar că eu personal nu doresc și nu intenționez greșit vreo persoană care dorește cetățenia lor. Da, eu am spus de ce. Nu pentru mândrie, nu pentru nu știu ce. Singurul fapt este ca să cumva avem o siguranță că ceea ce agonisim aici rămâne al nostru și cam atât, doar pentru asta. Mai departe, Elena Andreea Pârvulescu, bună, am fost și eu 6 ani în Italia, locuind lângă Cremona. Aproape aici la noi, 30 de kilometri. Da. Marian Pavel, acum de acasă, București. Te salut și eu, bucureșteanul meu. Eu am trăit, pentru cei ce nu știu, că toată lumea știe că suntem de la Singureni, noi, județul Giurgiu. Dar eu, de când m-am născut și până la vârsta de 21 de ani, am trăit în București, pe Bulevardul Pieptănare. Alina, în Berceni, adică nu suntem noi chiar de la țară așa. Noi ne place să zicem că suntem de la Giurgiu, că acolo am trăit a doua parte, să zicem așa, a tinereții la județul Giurgiu, dar tinerețea toți, în afară de Izabela, că nu era, ne-am trăit în București. Eu, București, da. Bulevardul Pieptănari, strada Caporalul Șurelu Ion, numărul 14. Pot să spun, oricum n-am nimic acolo acasă. Cum să nu știu? Da, și eu știu. Așa? Mai departe, ce avem aici? Adrian, am auzit că italienii sunt pretențioși la
pizza, dacă le oferi o pizza congelată în loc de una coaptă la cuptor, te ceartă. Lasă-mă cu italienii, că mai repede noi, stranierii, știm ce e aia pizza bună și ce nu e. În fine, nu vreau să-i vorbesc de rău, că n-are rost. Am fost și restaurante care n-au fost, gen... Am fost, da, adică restaurante renumite, faimoase și plătești pizza degeaba, în fine. Todoran Viorica, astăzi m-am abonat pentru sinceritatea voastră, modestie de care dați dovadă azi că sunteți din Ardeal, bazându-mă pe cuvântul arde pentru fierbinte. Nu prea înțeleg tot, în fine, vă pupăm și noi. Suntem din, practic, din București, cum am spus. Trăiți acolo, făcut o școală generală în București, Alina și liceul, eu da. După aia am făcut în județul Giurgiu liceul, dar noi am spus că suntem din județul Giurgiu pentru că acolo ne-am trăit a doua, să zicem așa, tinerețea, după 18-20 de ani. Marian Pavel este un Berceni, Oltenița, Big Berceni. Se păsecuilor. Așa. Mai departe nu mai. Marian Pavel Colingo e o familie frumoasă. Mulțumim la fel. Mulțumim tuturor pentru cuvintele frumoase, pentru aprecieri. 35 de persoane, 26 de like-uri. Haideți cu like-ul să ajungem persoanele care suntem și atunci începem să deschidem și ouăle, pentru că aici este o tradiție așa de în ziua de Paște, cum ar fi în ziua de Crăciun. Cum găsești cadouri de la Moș Crăciun, aici să deschizi ouă de ciocolată cu surpriză. Bineînțeles că nu toți o mai țin așa, le deschid cu o săptămână înainte sau când le cumpără, dar mare parte din italieni, pentru copii care țin la tradiție, îi lasă până în ziua de Paște dimineața ca să deschidă ouă de ciocolată, să găsească surpriză. Așa că asta am ales și noi cu Izabela, că de obicei înainte le desfăceam o săptămână, da. Când le luam, nu mai țineam cont. Și de data asta, de acest Paște, să deschidem împreună cu voi și mulțumesc ei pentru că a avut răbdarea să le țină, să le vadă o săptămână în casă și să nu se apuce de ele. În fiecare zi m-am uitat la ele, le luam acolo. Mă uitam fiecare zi la ele. Vă rog să intre până la Colentina, mai aveți de tras. Stai să eu le văd mai bine aici. Todoran Viorica, Izabela la fierbinte spune arde, acum sunt explicită. Când e fierbinte, arde, așa se spune la noi. La noi în sud se mai folosește frige, arde în loc de fierbinte sau se folosește și fierbinte, dar un pic diferă cuvintele. Accentul și na, Ardealul, Banatul, noi suntem în sud, Muntenia, Moldova, țara românească, nu contează, suntem toți aici. Elena Ciora, salutare din Sibiu, vă urmăresc de mult, cu drag. Vă mulțumim. Livia Marin, diferența între oameni o face orașul, comuna, satele și caracterul, deci cine vă de rău o persoană, dar în acest motiv este o dovada de om cu ea. Nu, că nu ne-a criticat, doar se vorbea că s-a abonat astăzi și nu știa povestea noastră și de unde suntem, pentru că folosim alte cuvinte față de Ardeal. Cristina, întreba, sunteți strict cu fiica voastră? Cum? Sunteți strict cu fiica voastră? Trist? Trist? Stricți! Nu. Suntem chiar strict. Nu suntem pentru că încă nu aici nu are ocazia ca să plece singură deocamdată, că cei care nu știu sau nu trăiesc pe aici prin Italia sau n-ați fost, aici le dă drumul un pic mai târziu, după 14-15 ani, chiar 16 pe stradă să poată să iasă singure. Și atunci stă mai mult cu noi, nu prea iese singură și nu avem ce restricții să-i punem. Dar copiii, majoritatea italienilor aici nu prea ies afară cum e la noi. Da, pentru că îi lasă, nu îi lasă, îi rețin. Da, îi lasă de la 11-12 ani. Și la 10 ani ies în cartier în fața blocului. Nu este așa. Aici mai târziu, aparte că nu îi lasă cu rar, care îi lasă cu Facebook până pe la 14 ani. Deci la 12-13 ani nu are Facebook, nu are TikTok, nu are Instagram. Și la WhatsApp, dacă își pune o poză la WhatsApp,
și o faci așa cu mâna în față. Vine și trendul, să zice. Vine trendul. Și la modă, nu? Da, dar au făcut în modă. Așa, avem și noi ceva persoane aici, 6 persoane. Mulțumim și celor și de pe TikTok. 573 de like. 36, 32. Haideți cu like-ul că ne apropiem de numărul persoanelor. 4, 41 de persoane. Ce mai avem aici? Cristin, soarmen, e crescută aici în Veneto, dar la 14 ani deja iese cu prietenii. Da, nu zic că toți, dar în general, mare parte, cam după 14-15 ani le dă drumul pe stradă. Până atunci, mai reținuți. Îmi place mult de Izabela, e o fată cu minte și educată. Mulțumim frumos! Ea e cu gătitul, cu cofetăritul, cu... Îi place să gătească. Eu am învățat să gătesc când eram în pandemie, pentru că nu aveam ce să fac. Și am făcut rețete, unele mi-au ieșit. Păi așa înveți. Se întâmplă, până nu strici, păi, nu înveți. Așa e în viață. Cosmine, concediile vi le faceți doar în Italia? Nu sunteți curios să vedeți și alte locuri? Ba da, dar noi avem clipuri pe canal. Bine, erau mai la început și nu aveam atâția urmăritori și nu au fost băgate în față de YouTube. Dar dacă căutați la noi pe canal, mai în urmă, sunt clipuri din Germania, chiar 3-4. Am fost la Muzeul BMW din Germania, am fost la München, Franța. Am fost în Franța, la Annecy, un oraș, ce să zic, prins între munții Alpi acolo, foarte frumos de vizitat. Avem clipuri și din alte țări, nu numai din Italia, dar numai că trebuie să le căutați pe canal. Mergeți pe canal și le găsiți acolo. Izabela, pune-te pe WhatsApp, că la vară și... Victoria Brăila, salutare. 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 Capacitatea. La vară. Așa, Cosminiu, care este nivelul de limba engleză al Izabelui? E limba engleză populară în rândul tinerilor italieni? Nu. Italienii, nu le zic zero, dar 10% din ei, dar nici 10% nu știu italian, engleză. Dar nici nu pun mare accent ca să învețe, să... N-au fost niciodată ei așa cu limbile străine. Cu toate că suntem 1 milion și ceva de români aici și greu percepe câte ceva de la noi. Nu prea interesează, ei sunt așa, treacă-meargă, ceva de genul. Wow, suntem 38 de persoane, în sfârșit am reușit să egalizăm cu like-urile. Mulțumim! Cristin, Izabela este deja la liceu? Nu, la anul. Am rămas dator aici la Cosminem. Nivelul Izabelei de engleză, nu pot să spun că are un nivel, este în creștere. Deocamdată a început programul acela despre care vă povesteam într-un video, că a ales să facă niște meditații gratuite din partea școlii printr-un program. Dar ușor, ușor o să treacă, să se formeze și pe engleză, că asta ne dorim. Livia Marin, dar eu vă înțeleg perfect, sunt din Ialomița. Păi, sunteți tot sudistă Ialomița, da. Nu e că Ardeal, Banat, acolo e diferența. Ialomița și stau în Italia de ani de zile, dar tot cu gândul la casă sunt aici, parcă sunt uitată de lume chiar. Dacă suntem toată familia și tot nu-mi place. Da, ce să zic, mai bine ca la noi nu-i niciunde. Acolo ne-am născut, acolo am trăit, am copilărit, am... Ce să, e țara noastră, e locurile noastre, dar... N-ai vedeți, cum să nu-ți fie dor și să nu... E situația care e în așa fel încât ne ține pe aici și... Pe de altă parte ne-am și obișnuit, ce să mai... Să te schimbi, să te duci înapoi... Nu știu ce să zic. Dar noi deocamdată suntem cu gândul că stăm aici și vom rămâne aici. Acum se poate schimba multe în viață, că na. 40 de like-uri. Mulțumim frumos. Maria Fota. Bună ziua, familie frumoasă. Bună ziua. Vă salut din Timișoara. Vă salutăm și noi din Italia. Todoran Viorica, ce repede trage concluzie, Dana Marin. Doamna Marin, sunteți foarte inteligentă, după apreciere. Eu am dorit o informație și m-am lămurit trist. Da, nu știu ce vreți să spuneți. Nu începeți cu polemice aici, că mie nu-mi plac, în fine, dar eu n-am luat-o ca pe o critică. Am înțeles că e diferență de pronunție, de vorbe, de cum se pronunță și semnificație. Nicio problemă, dumneavoastră sunteți din Transilvania, din Banat? Nu, Banat. În fine, Ardeal, că nu mai venea, din Ardeal, da. Ardeal cum ar veni.
Noi suntem sudiști, diferă total dicția și vorba și tot. Viorica Crăciun, bună ziua, familie frumoasă. Bună ziua și ție, Viorica. Eu stau în Italia doar din cauza sistemului sanitar, sunt operată la inimă. Și lucrul ăsta e un fapt care ne ține aici. Economia, sistemul sanitar, ce să zic, școala, din faptul de vedere că este ea mai ușor, așa mai, cum să zic, nu e ca la noi. Cu toate că la noi în România am recunoscut și mai spun, se învață mult mai bine ca în Italia. Locurile de muncă, dacă astăzi vreau să mi-l schimb, să plec de la firma asta, a doua zi sunt angajat, chiar și ca femeie, cu toate că este mult mai greu, tot găsești. Sunt multe care ne ține pe loc aici. Todoran, Viorica, strig la Dana Mane. Da, am înțeles la cine vă referiți, nicio problemă. Livia Mane, ați înțeles greșit, doamna Viorica. Da, nicio problemă. Bun, dacă aveți bună plăcere sau posibilitatea să distribuiți acest live, nu știu, Instagram, WhatsApp, prieteni, Facebook, pe ce rețele de socializare mai aveți voi, v-aș fi tare recunoscător și v-aș mulțumi. Cât avem de când am început? Că nu m-am uitat aici. Cam jumătate de oră, aproape? Da, 26 de minute. Ok, haide că am promis că văd că ne-am ridicat 40-38, dar trebuie să începem și ceea ce am promis oamenilor. Noi avem aici 7-8. Am luat 6 săptămâna trecută, printre care ieri când am fost la cumpărătură am mai luat unul pentru că nu s-a nimerit din cele 6 niciunul să fie cu ciocolată fondentă și îi place Alinei. Zi, Isabela, ca să ți pasez. Le-am jos aici pentru că dacă umple masa, da, nu ne mai vedem. Deci, și atunci... Haideți să luăm pe ăla de la Lind. De la Lind? Da. Ah. Hai. Bun. Dacă scârție scaunele astea, dacă mai auziți, sunt scârțieturi, sunt de lemn și... În fine, haideți prima dată să vi-l prezentăm. Așa arată, este oul de la Lind. Nu știu dacă focalizează, sunt și luminile. Hai că se vede. Și este cel cu iepurașul faimos, care toată lumea de la Lidl mergea să caute banda. În realitate nu e nimic în el, e gol, iepurașul. Făceau ei o gaură cu cuțitul așa încălzit pe dedesubt, băgau banii acolo, după care puneam ambalajul la loc și zicea că au câștigat în acest iepuraș 50 de euro, 100 de euro, depinde. În fine, haideți să-l deschidem, o las pe Isabela, că este plăcerea, este și copil. Este un ou de ciocolată cu lapte, scrie aici, nu știu dacă se vede, în fine. Așa, este de la Lind, e firmă austriacă, dacă nu greșesc. Da, hai să o desfacem, să vedem. Veniți în Cluj, Napoca, este ca în Occident, banii să aveți de toate, găsiți servicii, chirii, vă aștept. Todoran, Viorica, mulțumim, da, tu poți să desfaci acolo când vorbesc eu. Mulțumim de invitație, cunoaștem Clujul, am lucrat la Târnăveni ca șofer până să vin în Italia, așa că plus minus cunosc zona. Deocamdată suntem mai stabiliți, avem ceva planuri aici pentru viitor, vedem ce ne rezervă viața. Am deschis, hai să vedem. Hai să te ajutăm un pic. Mamă, dar cât auriu aici, câtă opuletă, uite câtă ciolofană și câtă o ușoră. Hai, miroase foarte bine a ciocolată. Dar chiar că miroase a ciocolată. Mamă, da, e fină așa. Mamă, ce bine miroase. Deschidem? Hai să deschidem, cum o deschidem? Așa. Cu carata vrei? Da. Să ți-l pun drept. Hai, dă-i. Nu că te lovește doare, stai. Pune așa, hai. Okay. Gata. Ups. Da, ia să vezi. E pus, iepurașul, cred că e pus în capsula asta. Dacă aștepta să fie mai mare. Cred că l-au pus pe cel mai mic. Da, este un iepuraș, cum am zis. Are și... cu capa de lin. Da. Așteptam să fie mai mare. Chestia despre care vă spuneam cu banii, cred că ați văzut și voi mulți pe TikTok, că îți fac aici ușor, îi face o gaură cu cuțitul cald, o tăietură așa, bagă banii, după care închide aici și când îl desfăcea,
Apărea bani. Vrei să-l desfaci ăsta sau o lași așa? Nu, hai să lăsăm așa, Da, hai să gustăm din ciocolată. Din ciocolată prima dată, să vedem. Ia. Dacă este bun. Hai să gust. Mm. Da, e bună. Mie oricum îmi place ciocolata cu lapte. Și mie, e preferata mea. Miroase și bine. Și cei de la Lind au, într-adevăr, au o ciocolată bună. O să facem cam dezastru noi aici în casă. Cosminien e popular în Italia, tradiția EGG Ant, adică la vânătorii de ouă, unde copiii caută și găsesc ouăle și cadourile prin locurile ascunse, din casă, grădină, etică. Da, care are grădină, noi nu avem grădină ca să ne facem multurile astea. O să-l iau pe ăsta să o strâng. O să ne rămână foarte multă ciocolată. Da, dacă în fiecare an o folosim la prăjituri, la glazuri, la... Așa, imediat facem loc aici. Asta foarte bun ciocolata. Da, chiar bun. Surpriza foarte bună. Da, o știam, dar bună. O știai pentru că la majoritatea... Astea de la Lind... Așa, punem la loc, luăm o gură de apă. Vedem dacă a mai scris cineva un comentariu, un mesaj, ceva să... Maria Fota, de la mine aveți două like-uri și de pe... Tableta soțului, da, știi, mulțumim. Îl citesc așa pentru că nu prea văd bine. Da, da, e la distanță un pic. Mulțumim de like-uri și încă ne dați like de fiecare dată și de pe tableta soțului. În fiecare dimineață sunteți prezent acolo pe Instagram. Bună dimineața, la mulți ani și toate cele ce e în ziua respectivă, Paște fericit și așa mai departe. Oricum vă mulțumim de toate mesajele frumoase și de noapte bună și de tot ce ne trimiteți acolo pe Instagram. Mai departe, hai să trecem... Următorul, care alegeți voi sau...? Hai că aleg eu. Bine, dar să nu-l alegi pe ăla, ok? Nu, ăla îl las ultimul. Așa, okay. Acum să trecem la al doilea ou, care acesta este ciocolată cu lapte Finissimo. Este făcut de un influencer de aici din făcut. Vorba vine, doar și-a pus amprenta ca să fie mai vândut și mai popular. Este făcut de Benedetta. Cei din Italia îl știți? Am zis să le alegem așa pe astea cele mai faimoase, așa ca să zicem. Ce avem aici? Livia Marin. Să o salutați pe bătrâna, ce simpatică este, seamănă cu mama mea. O salutăm, dar și pe bătrâna. Deci, Izabela, trecem la... Pentru cei care nu știu, este o bucătăreasă, care... un bucătar, de fapt, care își face videouri cu diferite rețete și își le postează. Are un canal de YouTube, bineînțeles, foarte mare, faimoasă. A lucrat prima dată în televiziune, aici în Italia. Cred că da. În fine, hai să desfacem și cu Benedetta, să vedem ce ne-a pregătit și, aici. Peste surpriză are și o genă o rețetă mică. Hai să vedem, surpriza. Că... Surpriza, eu am văzut multe pe internet. Da. Suntem 41 de persoane, dar like-uri avem 45, mai multe. Nici o problemă, au mai ieșit din cei care au pus like. Sper să reveniți până la... final, dacă nu, o să revedeți video-ul, că rămâne pe canal, pentru cei care ați intrat și ați ieșit. Okay, am lăsat acolo TikTok-ul pentru că suntem prea departe ca să mai... Nu putem să comunicăm și cu unii și cu alții. Okay, Oricum, prioritatea noastră este YouTube-ul. N-am treabă chiar așa tare cu live-urile pe TikTok, cum sunt alții înfocați, dar de data asta am încercat, am zis ca să vedem ce iese. Gata, am terminat, da. Hai să vedem. Wow. Hai să te ajut, hai să te ajut. Bine că sunt toate întregi, niciunul nu este spart. Până așează Izabela oul, mai avem aici Maria Fota, ce bine arată, dar eu nu am voie să mănânc dulciuri, am diabet și m-am obișnuit, da, îmi pare rău pentru... Vă facem poftă, dar na, am zis să nu, de obicei vreau să facem un video normal, dar am zis hai să le deschidem pe live, că poate este mai frumos și
socializăm cu oamenii, discutăm cu urmăritorii noștri și totodată deschidem și Oule se bucură și Izabela de surprize. Deci ăsta mi-a luat foarte bine. Ăsta? Da. Hai că o să fac eu pus. Ok. Ia să vedem aici. Cred că e mai mică surpriza mai... Ia. Ia. Ce e asta? N-am mai văzut niciodată surpriza asta. O formă, ceva. Da. Așa arată și înăuntru. Da, ăsta e mai, zice, cu lapte, dar miroase mai mult a... Dar miroase frumos. Cum îi zice? Afundente. Afundente, da. Mie nu mi se pare. Ăla de la Lin mirosea foarte bine. Extrem de bine mirosea. Da, mirosea. Reușești? Da, ok. A, să vedem ce e. N-am văzut niciodată surpriza. Deci nu am văzut niciodată. Stai. Deci sunt, nu sunt dezamăgită, pentru că toate videourile care le-am văzut cu acest ou avea o saca poș. Adică... E, de bine... Da, deci sunt... Nu e o surpriză, că... dar sunt... Adevărul că ți-a căzut de... da. Față de mulți oameni ce am văzut și pe TikTok diferit. Sunt forme așa, în formă de trandafir. Ce rețetă aici? Se vede? Hai că se vede. Aici avem și rețetă. A, da, toate au formă, aceeași formă. Da, trandafir. Da, cambia formă. Da. Doar că avem și rețete. Dar câte sunt? Patru? Patru. Biscuiți cu ciocolată cu lapte și nut cake, nu știu ce este. E un tort cu ciocolată cu lapte și smeură. Și pe partea cealaltă? Mai e ceva? Nu. Nu, ți arată cum iese, doar... prăjitura de zi. Așa și patru forme din astea de silicon. Ou în sine costă 15 euro, dar în fine, ciocolata, surpriza, vă dați seama. Dar sunt fericită că a căzut ăsta și nu mi-a căzut saca poș. Da, îți fac și de la, cum zice, lava cake în formă de trandafire. Hai să vedem ciocolata. Punem aici surpriza. Hai să încerc și eu. E bun, dar era mai bună aia de la Lego. Asta e mai fină. Uh-huh. Nu? Se topește. Ce-a picat că nu văd bine? Da, sunt de silicon, de cauciuc pentru brioșe, pentru lava cake, pentru surpriza asta. Dacă nu. În general nu sunt surprize foarte, foarte pompoase, așa nouăle astea, pentru cei care nu știți. Dar are un singur ou care... Are o surpriză mai mare. Trebuie să-i caut o surpriză, cu toate că e și valora sa acea surpriză. Am făcut câteva tehnici să putem să găsim. Cred că au să cântărim ou. Cred că au văzut în... Ne plimbam prin magazin cu în video. Ouăle, după noi să le cântărim. Pune și aia plasticul. Așa, mă bucur că ați intrat la Maria Forța. Da, păi am anunțat două videouri în urmă și... Astăzi am pus o postare mai târziu că o să intrăm live, dar văd că sunteți activi aici și vă mulțumim. Așa. După vă arăt imediat aici cum, când se termină. Nu sunt pofticioasă. Cum o să arate la noi în casă cu toate ouăle desfăcute. Maria Fota, nu sunt pofticioasă. Păi mai bine, că dacă bine, tot aveți și diabet. Așa. Să-mi spuneți un pic cum se vede și cum ne auziți, dacă este totul ok sau trebuie să schimb ceva, nu știu, ca să... Că nu aș vrea să se vadă urât, adică să vadă încețat sau nu știu. Focalizează camera, nu focalizează? Și dacă nu ne vedeți chiar perfect, perfect, clar, clar până la voi, e și din cauza internetului, nu neapărat din cauza camerei sau din cauza noastră. Mai sunt și chestii din astea tehnice. Am ales să facem după amiază, că de obicei făceam la 10 dimineața orarul când postăm noi videouri, dar am ales astăzi să facem mai după amiază, pentru că știu că avem o parte din urmăritori, câțiva care sunt și de prin alte părți din America, alte continente, și atunci fus orar, ei abia la ora asta s-au trezit ceva, de genul la ei este 8 și ceva, spre 9, și am zis că poate vor să ne vadă și ei, nu numai în video, să ne vadă și în live direct. Ce avem aici? Se vede și se aude bine. Okay, da, foarte bine, e ok, se vede și se aude perfect. Mulțumim frumos, deci suntem în regulă. Hai, alege tu acum. Hai departe. Alege tu. Eu vreau pe cel fundent care îmi dați mie, pe Nero. Ah, deci tot cu faimoase, tot cu...
Nu vreți deloc la alea mai sărăcoase să trecem. Voi vreți numai la... Nu, că eu vreau să gust ciocolată. Numai la vedetisme vreți. Aici avem un ușor de la Masterchef Italia. Ce? Vede? Perfect, se vede. Ce? Cum Masterchef Italia? Nu e Masterchef? Ah, da, de la Ferrero. Ah, eu le-am încurcat. Da. Am încurcat eu denumirile, că ăsta era fondente. Da. Și am... Dar și de ce? Pentru că culorile sunt aproape identice. Deci este de la Ferrero, cu ciocolată fondentă și cu alune. Foarte bun. Asta este preferatul meu. În vanul mami, să o desfac, okay, mami sau o desfac? Nu, deschide tu, mami. Rămâne onoarea tot la Izabela să-și desfacă, să-și desfacă ouăle. Mai mă bâlbui și eu, că na, sunt om, sunt inevitabile chestiile astea. Până desfaci tu, mai citesc eu aici. Cât durează până se mănâncă toată ciocolata? Păi cred că 4-5 luni de zile. Se aude foarte bine, se vede. Da. Am înțeles. Cum am spus, facem prăjituri. O folosim ca glazură în interior, o topim, o găsim ce să facem din ea. Nu aruncăm și are destule euri și destule porcării în ele ca să țină luni de zile și atunci... Da. Desigur? Nu, îți facem așa tot. Wow, așa, hai să vedem ceva cum miroase. Nu, mie nu-mi place cum miroase. Păi fondent. Ce-mi place. Mie nu-mi place ciocolata fondentă. O să fac cum ai să facă mami de data asta. Ia să vedem ce a căzut. Wow. Știam deja ce să fie. Bă, da, ăștia de la Ferrero, ăștia chiar sunt săraci. Da, trebuia să pună și mai multe, nu doar 3. Și ceva, o surpriză, a pus 3 bomboane de la Ferrero, astea cu cocos, asta de aici, asta din centru cu ce n-ai baie, că nu mai știu cu, unde era. Nocioare. Și asta ultima? Nu, asta e cu nocioare și asta e genul, aia normală, clasică. Asta e clasic, asta e cu nucă de cocos și asta e cu nocioare, alun. În fine, deci ce surpriză. Deci ciocolata? Da, de când. Nu prea vreau să o gust sau o gustăm puțin? Trebuie, că n-avem un control. Cred că nu vă place vouă, dar nu-mi place. Ia să vezi cum mă îndulcesc imediat cu vă. După asta, fondent de dat. Nu, gen. Încă nu e bună, dar nu e preferata mea. Păi da, nu, că, na. Practic, nu că nu pot să o mănânc, da? Nu mă atrage așa. Dar fii atent ce fel e ambalat ăsta aici, nu pot să deschid. Mai ziceți și voi la comentarii ceva să nu stăm pe liniște până. Asta da. Mai bună, nu? Americanii, s-a trezit cineva, a intrat cineva pe live din America. Am fugit un pic că mai am treabă, dar are nicio problemă, nu? Am zis așa să mai... Bună ziua! Roxana Zamfir, bună ziua! Cred că Roxana Zamfir este persoana care este din zona Mantova și am greșit cu Ivan. Da, Ivan. În fine. Da. Gata, am plecat. L-am pierdut și pe al treilea, l-am terminat. Ia să mai vedem un pic la mesaje. Sebon, duceți-vă tu frumoaselor. Izabela, ești frumoasă ca ai o păpușă. Complimente părinților. Cum te-au crescut, iar tu, George. Ai multă răbdare. Complimente. Vă salut și vă îmbrățișez din Genova, Nina. Salutare. Salutăm Genova. Îmbrățișăm și noi Genova. Ivi, am mai poftă bună. Eu cu ciocolata fondente nu sunt. Da, nici eu. Nici eu. Mami, da. Alina este cu... Eu sunt. Roxana Zamfir, exact. Mai devreme v-am confundat cu altcineva. Cred că tot Roxana, Ivan sau da, Sorina. Sorina sau nu mai știu. Este undeva mai la început. Nu pot să vă țin minte chiar pe toți, cât reușesc și eu din comentarii.
Mergem mai departe. Da, aleg eu acum. Hai, ce să alegi? Oh. Și eu când aleg? Eu n-am ales. Eu am ales primul. Câte ouă mai sunt? Tu ai ales? Mai sunt 4. Deci eu zic să alegi pe la, pe la gala. Luăm unul mai sărac așa, nu? Că tot am luat Benedetta, tot Ferrero, tot ăla de la Lind. Numai ouă de astea faimoase. Da, acum trebuie să luăm și unul de ăsta mai... mai sărac. Galac. Deci ăsta, vă zic, l-am luat numai pentru ciocolată albă, pentru că n-am găsit nici nou cu ciocolată albă. Pentru că toate erau doar cu ciocolată, cu lapte, fondente și așa mai departe, cum îl întorc, așa. Am zis să alegem unul și cu ciocolată albă, să și mâncăm, să avem și în casă. Teodoran, Viorica. Am văzut la Lidl, Kaufland, Carrefour, coșulețe cu panetone italian, cu bomboane gen ouă, super, dar prețul undeva la 30 de euro cu șampanie. Da, coșurile acelea, și aici sunt scumpe. Depinde ce au în ele, că de obicei pleacă de la, cred că cel mai ieftin și cel mai mic e undeva la 15-20 de euro. Și ajunge și până la sute de euro, 150-200, dita mai coșurile cu salam în ele, cu fel și fel, cu prosciutto, cu... parmegianul, toate nebunile bag în el, vin, prosecco și paste, paste, lentichi. Lentichi, da, să ei. Da, hai Izabela, îți dau okay, onoarea. Ela Rituleac, vă salut din Malsango, Padova. Cam când dispar de pe piață ouăle astea, că mă duc în România pe 19 aprilie și aș vrea să cumpăr și eu, dar atunci mai aproape de plecare, 19 aprilie, nu știu dacă o să mai găsesc. Nu, dar poți să le iei acum. Deci să le luați acum, da. Să le luați de... nu, mâine nu știu dacă deschid magazinele, dar marți, miercuri. Dar ele, nu cred că o să mai rămână multe. Ele oricum țin la temperatura camerei, adică la 20 de grade nu se întâmplă nimic cu ele. Nu. M-am mai spus, au destui aditivi. Nu știu dacă mai țin până pe 19, că... na, nu mai interesează pe nimeni și atunci ori le retrag din magazin, da. În fine. Dar pe marți, miercuri, săptămâna asta găsiți dacă vreți să luați. Deci față, vă salutăm și noi de aici, din, de lângă Piacenza, de la Fiorenzola. Deci fața cu bani în curaj nu este adevărată. M-am lămurit. Da, nu e adevărat nimic, ai vrăjeală. Nu băga, adică e curajul costă 3,50 €. Și băga austriacul 50 de euro să câștigi, da. Sau 100 de euro. Vă dați seama că vedeți că toate, toate ouăle astea, ăsta de exemplu era 9 euro, da? Și în el are o jucărie de 1 euro, 2 euro sau cum ați văzut și la Ferrero. El a costat 12 și a avut o daie de bomboane de 1 euro și ceva, câte 3 bomboane. Dar adică niciodată nu o să pună surpriza mai mare decât valoarea ouului. Poate mai mult chiar costă... nu, ciocolata. E până la urmă mai cost, mai scumpă. Adevărat, și la noi au ajuns nemți, italieni, olandezi, dar doamna, schimbați euro și ieșiți mai ieftin. Da, hai să deschidem. Wow. Okay, asta este. Wow, se vede ceva acolo și aici. Da, n-ai luat și aici ceva cu... Păi acolo e surpriza și ăsta nu mai este, tati, nu se mai desface așa. Deci miroase foarte tare a unt. Yeah. Foarte tare. Păi da. Nu. O deschid eu? Roxana, la, la supermarketul de tip Ipertosano e posibil să găsiți. Da. S-ar putea să găsească. Acum nu știu cât le mai ține pe piață, dar ca să fiți mai sigură că prindeți, încercați săptămâna asta să, să luați. Și așa nu mai sunt. De exemplu, am fost la supermarket aseară la noi aici în zonă, la Galasia. Nu mai era aproape nimic. Mai erau câteva ouă, adică din 20 de modele care era, mai erau 3 modele și câteva ouă din fiecare model. De asta zic, că le retrag după. Că nu, nu îi mai atrage pe clienți, pe... deci copii? Și ei cumpără până în Paște, după aia... Todoran, Viorica, răspunsul pentru doamna Elena. Da, am înțeles. Hai să desfacem... deci face zgomot. Nu e, cred că e ceva mic. E ceva mare. Da, e mai mare ca ou. Hai să vedem. Rup eu. Așa, gata.
A, știu ce. Cărți de alea care am văzut pe TikTok. Cărți de joc? Da. Sigur. Tu în mare parte te așteptai? Da, ți-am zis că este, da. În mare parte. Dar nu știu ce cărți, cum te joci cu. Ia, sau ma, mai contează, tati, important e că sticere ceva. Nu, nu sticere, gen așa cărți. Da, ca stickerele sunt. În fine, astea sunt mai de copii din ăștia de 4, 5, 7 ani, care încă n-au ajuns la școală. Hai să vedem ciocolata. Sunt foarte curios. Important este plăcerea, da, și răbdarea care o ai până le desfaci. Ca să desfaci un nou și curiozitatea, să vezi ce să găsești. După că nu te satisface toate surprizele acum, na, și eu aș vrea să fiu satisfăcută de fiu mai satisfăcut la muncă din multe puncte de vedere, salarial, money și hai alte chestii. Mi-mi place ciocolata albă, da? E bună. E bună, mie îmi place orice ciocolată în afară de aia fondant. Hai să mai citim un pic aici. Roxana Zamfir, nu am intrat de la început, ați desfăcut orul de la Bauli. Nu, nu, ultimul lăsăm pe ăla pentru că e cel mai mare și surpriza ar trebui să fie cea mai scumpă, cum ar veni pentru Isabela. Așa, Livia Marin la noi până anul trecut era și după Paște și le băgau la preț ieftin, doar că acum le retrag ce nu se vinde. Înainte era mai bine că le lua mai ieftine. Da, asta spun, că înainte le băgau, de exemplu, nou de la 12, îl luai cu 8 euro, cu 7 euro, le reduceau 40%, 50%, dar acum aleg să le retragă. De ce? Nu știu care e treaba. Cred că le ia din nou, le topez, le refag, le... în fine, nu știu care e situația, dar am văzut că nu le mai reduc chiar așa tare. Ciocolata albă? Cosmin M. Mai merge Isabela la voleibal și eu am practicat acest sport în liceu. Merge, da. A făcut o mare perioadă de 3 luni și jumătate pentru că a avut glezna luxată sau ligamentele întinse, ceva de genul. Și cam 3 luni jumate a durat până și-a dat drumul să poată să facă un pic de efort cu el. A început 2-3 antrenamente, a luat o răceală. A luat o gripă și a trebuit două săptămâni a trebuit să fie absentă. După care și-a revenit un pic, a avut un meci. A țipat acolo. Ca să tifezi, nu știu cum să zic. Să țin gen... Adică să faci galerie. Să tifezi. Am țipat foarte tare, chiar am țipat. Așa? Și din nou a luat o durere în gât și cu așa. Dar am câștigat. Păi de-aia și țipat, că altfel nu țipat și a luat-o din nou cu dureri în gât, cu nu știu ce. Iar are pauza acum de vreo săptămână. Sperăm să-și revină ușor, ușor și să-și reia activitatea la normal, că de obicei are de 3 zile pe săptămână antrenament, plus meci în fiecare duminică. Deci are activitate, dar ea a avut o perioadă mai proastă anul acesta, din păcate. Asta e, nu avem ce să facem. Sunt lucruri inevitabile, se întâmplă și cu piciorul. Și bineînțeles, grezna și-a luxat tot la volei, la antrenament, la o săritură, când a căzut. A călcat strâng. Și am căzut și cu piciorul peste altă. Sorina Ivan, dacă mai rămân nevândute, le bagă la reducere după Paște, dar în câteva zile dispar, chiar dacă nu se vând, se returnează. Pe asta spun, cine vrea să mai... nu știu, să ia să duc acasă sau că țin și 2 luni de zile, puteți să le duce și pentru Paștele românesc. Luați săptămâna asta, ce vine acum de mâine, poi mâine încolo, că mâine cred că sunt închise toate magazinele. De marți puteți să luați că țin, o lună, două, nu-i problemă. Mai departe, ce mai avem aici? Iulia Răbâcă, există loterie de Paște? Păi e loterie... în fiecare zi la ei, că ei sunt foarte înfocați așa cu loteria, cu Grata Vinci, adică cu loz în plică la care răzuiești. Ei cam sunt mai ales ăștia mai bătrâni, dimineața când se duc la cafeluță, așa și un din ăla de 5 euro și răzuie. Dar așa special, o ediție specială de Paște, nu știu, n-am, abar că nu sunt jucător, nu știu ce să vă spun, ca să nu greșesc. Livia Marin, ciocolata albă nu mi-a plăcut niciodată. Și nici cea fondente. Teodoran Viorica,
De ce le retrag? Vă spun eu, vin la noi în România, bulgarii de Paște. Dar nu știu ce se întâmplă, dacă le duc prin alte țări sau... Dar treaba e, cum a spus cineva mai devreme, că nu mai rețin cine, ce bagă la reducere se vinde foarte repede și după ce mai rămâne... Dar oricum, mai mult de săptămâna viitoare, eu cred că nu le lasă. În fine, hai să scăpăm de ăsta de aici. A fost bună, ta. Ți-a plăcut? Da, bine. Surpriza n-a fost și nici ciocolată nu mi-a plăcut foarte mult. Nici ciocolată, nici mie nu mi-a plăcut. N-a fost așa fină ca celelalte. Nu era chiar cea mai bună ciocolată albă, da, care am mâncat-o, dar... Cea mai bună până acum a fost aia de la Lind. Cea mai și mirosea și cel mai bine. Da. Aia când am desfăcut o... Mi-am intrat direct în miros. Poate... Mai că acum vreau să-l desfacem pe ăla cu... de la Masterchef. Chiar sunt curioasă să văd. Ok. Am luat unul sărac, acum luăm unul bogat. Păi unul rău. Da, un pic de apă, lasă că mă duc să iau. Dacă nu ieși pe aici. După ce că vorbesc mult aici cu voi, mai mănânc și din ciocolatele astea, lasă că mă duc eu. Și mai ia, mai ia setă, trebuie să-mi iau. Dă-ne ouă, te rog frumos ca să ne uităm la el. Ce să-ți doamne? Îl prezentați voi? Da. Ha. Dacă știți acolo. Asta iar îți face parte din categoria ouălor de defin. Da, deci asta e ou de la Masterchef, Italia, da? Și scrie că are surpriză și ciocolată plastă finissimo. Finissimo, hai să vedem dacă e finissimo la fel ca cea de la Lind. Da, și cu miros așa, deci mi-a intrat nas așa, imediat. Dodo, tanti auguri, buona Pasqua, anchete! Ne cerem scuze pentru cei de aici de pe TikTok care... Nu putem să ținem ritmul și cu YouTube-ul și cu TikTok-ul, dar oricum vă mulțumim tuturor și vă urăm Paște fericit. Iar italienilor și meu colega, che qua se cheamă Dodo, buona Pasqua, Dodo! Cosmin Florescu, bună ziua! Nu mâncați toată ciocolata, mai au prins și mie. Îți oprim, îți oprim, Cosmin Florescu! Da, da, avem imediat trecem la treburi serioase, că v-am lăsat un pic în pauză. Deci de la ouă ăsta, nu știu ce să mă aștept, pentru că toate videourile, chiar toate videourile, erau... Nu e adevărat. Deci unele videouri avea sacapoș și așa. Unele aveau un desfăcător de sticle. De sticle, de... Și dacă cadea la sfârșită. Pentru că e... Poate și mai ce vrei să scadă? Desfăcător de sticle? Nu, gen, așa ca nu vreau azi. Sacapoș. Ah. Că ai deja, că dacă n-aveai era foarte bun, binevenit. Așa, hai, te las tot pe tine, okay, să faci talentul aici, până eu mai mă uit un pic la mesaje. Să nu-i lăsăm pe oameni din urmă. Ultimul mesaj de la Cosmin. Bună ziua, nu mâncați ce-o ciocolată. Mai opriți-mi și mie. Ți-oprim, Cosmin, ți-oprim, că avem la ciocolată să mâncăm tot anul. Nu știu de început. Cred că are scoci. Păi are scoci, dar nu știu de... Scoci, dar... Vă aduc farfecă? Iată, nu știu. Ia. Dar nu-i ca la celelalte. Ca la alea celelalte gen alea. Ăștia le-au lecuză. Ca să nu... Da, o să mai scoci. N-ai cum să o deschizi, stai din urmă. Bă, dacă să pierdem timpul, mă duc să aduc o farfecă până mai vorbiți voi. Urmări, stoi, nu... Nu, nu, chiar nu pot. Deci sper să fie frumoasă surpriza. Da, și sper și ciocolata să fie bună, pentru că eu o să fac rețete. Ce rețete vreau să fac? Vreau să fac la Lucky, pentru că am avut surpriza de la Benedetta. Și nu știu, poate mai caut rețete, care nu le-am mai făcut niciodată. Hai să ți-l fac. Hai să vedem. Dar așa nu mai are față, dacă îi dai jos hârtia, cu reclama. Da, bă, bă. Așa, punem aici farfeca să nu se vadă. Ok. Te dai la lichidă? Hai, deșteaptă, nu. Hai. Da. Asta e clapte, deci o să fie bun. Dar ce gălăgie face? Se deschide. Ciolofanul ăsta? Hai să vedem, unde e mai mare? Asta deschide. Dar nici n-am mirat asta, vreau să zic că n-am mirat să chiar. Are miros bun, dacă ăla de la Lin nu mai miroase niciun. E cam ca ăla lui Benedetta miroase. Îl deschizi tu? Roxana Zanfir, după o puteți folosi la prăjituri, la prăjituri ciocolata. Da, păi am zis că o topim, o facem glazură, o băgăm înăuntru.
Așa am făcut în fiecare an. Deci nu se aude nimica. Robertino, e salut și o zi frumoasă, să sărbătoriți Paște de catolic, măcar așa simbolic, adică să fie motiv de sărbătoare, mâncare bună, un pahar de vin, îmbrățișăm cu drag. Salut, Robertino, din câte știu și tu ești din București. Și eu sunt bucureștean, eu am trăit pe Bulevardul Pieptănari. Eu sărbătoresc astăzi cu apă. Nu că n-ar fi mers o bere sau un bar de vin, dar nu e frumos în fața, poate mai sunt și copii pe lângă și să le arăți așa ceva. Nu vă zic pe nimic, dar... Mai departe... Nu faceți drumul deloc. Îl deschis tu? Hai, îți aud. Ăsta e cel mai sărac. Deci, ăsta ca poș. Deci, el e de la Masterchef, dar o să fie cel mai sărac. Cosmine, aici primul la extragerea rotul, poverbal, powerbal, pentru april un just a ajuns la 975 de milioane de dolari. Cred că vorbești de undeva din America, ne scrie Cosmin. Da, acolo, ce să mai vorbim de ordinul milioanele de dolari, dar okay, și aici cred că sunt premii mari, un milion, două, trei, dar nu sunt pasionat de loto ca să... Să vedem. O să fac eu? Hai. Iar așa! Mă, nu e sacăpoș. Zici că e suzetă. Deci nu e sacăpoș. Nu știu ce e. Dar nu sunt niciodată surprizele astea. Isabel, tu ai cele mai diferite surprize de tot TikTok-ul. Deci nu le-am făcut niciodată. Ia, am reușit să deschid. Nu spune cum ai într-o pulă. Da. Mă lipesc acum la ciocolată asta. Ia să vedem ce e. Să par gustul. Chiar n-am văzut niciodată surpriza asta. E bună asta la gustul. Asta de Masterchef ciocolata chiar nu trece Lindu, până acum Lindu a fost cea mai bună, cea de la Lindu. Dar se apropie la gust cu aia. Da. Dar cea mai bună aia a fost până acum. Eu cred că este doar gen... 50 de persoane, mulțumim! 51, pune cu un like! Eu cred că e de decor, că nu... Asta? Nu faci nimic cu ea. Care va căzut... Tacul e silicone, scrie. Este... Îl pui la sticlă. Tot de sticlă. Deci... Sticla de apă, cum se poartă aici, ca aici în Italia, sticlă de ciob, se folosește, se umple cu apă de un litru și pui dopul acesta, ia să vedem, focalizează un pic. Hai. Nu sunt de Masterchef Italia și aici are chestia care intră în sticlă. Deci nu sunt dezamăgită de sticlă. Deci mă așteptam să fie, nu știu, deci foarte fain. Hai să gustăm și ciocolata. E bună. Foarte bună. Hai să vedem. Ia, eu am gustat deja. Asta e bună asta și se apropie de cea de la Linda. Până acum tot cea de la Linda e cea mai bună. Mm-hmm. Ce asta dezobiește un pic în gură? Da, da, prima a fost foarte bună. Aia de la Linda cea mai bună și cea mai aromată, așa, adică frumos, miros. Hai să scopăm. Deci ăsta de la Masterchef e făcut de Balocco. Deci mi-a plăcut. Nu mă așteptam să priză asta. N-am văzut niciodată. N-ai văzut la nimeni? Pe TikTok? N-am văzut niciodată. Am văzut numai sacapoș și desfăcutare de... Mai departe, ce mesaje mai avem aici? Ne-a mai scris cineva? Nu. Cosmin, te-am întrebat dacă ne scrii din America și nu știu dacă sau nu văd mesajul. Nu știu dacă ne-ai răspuns. Dar după ce ne spui aici cu Loto, cred că mai mult ca sigur din America. Dar încă nu s-a mai trezit alți americani care de obicei ne mai scriu și nouă prin comentarii. Ia să vedem aici. 50 de persoane suntem, 58 de like-uri. Foarte bine. Foarte mulțumiți de prezență și de activitatea voastră aici, comentarii și like-uri. Mulțumim! A, mai departe. Nu știam că a ieșit. Ce, s-a terminat? Păi, nu știu, a ieșit. Ah, nu știu. Dar e terminată. Nu, e că ți-a dat în continuu. A, s-a terminat, nu știu ce s-a întâmplat. În fine, nu mai contează. Nu știu, așa, mai avem două. Până acum am desfăcut 1, 2, 3, 4, 5. Știm deja care o să-l deschidem acum. Mai avem unul care îți place ție. Da, pistachio. Dar eu cred că am citit. Și scrie, uite, uite ce scrie pe etichetă. Ciocolato bianco e granela de pistachio salată. Da. E bun. E bun, e bun. Cu ciocolată albă și cu fistic măcinat, sărat.
Focalizează, nu focalizează, focalizează mai mult pe noi, dar se vede, se înțelege. Asta e al meu, îl deschid eu. Da, pentru că fisticul e moarte ei. Și aia zic că l-ai chiar mulțumim. Fisticul, gen crema de fistic îmi place foarte mult. Crema de fistic. În fine. Hai să vedem. Să poate mici pe lume. Asta reușesc sau îți dau foarte? Nu, asta reușesc. Ce mai avem aici? Robertino S. Da, sunt din București, șoseaua Giurgiului, graniță cu Ferentari, paharul de vin sau prosecco după live. Exact, așa facem. Cred că m-am uitat și eu la câteva videouri de ale tale când am avut timp. Și am văzut că mai postezi așa din când în când. Pe strada aceea unde locuiești tu, nu știu exact dacă e acea stradă, veneam ani în urmă. Hai că fac o pauză cu eu. Cred că sunt 25, poate mai bine. Veneam la reparații de radiatoare. Era un nene acolo care veneam cu unchii meu, cu tata, ei și tot șoferi și ei la rândul lor. Și veneau cu camioanele și își reparau radiatoarele acolo pe Vigonii, dacă nu greșesc, nu? Nu știu, zi-mi, te aștept în chat dacă greșesc, dar cred că acolo pe Vigonii era un nene acum vreo 25 de ani care repara radiatoare de camioane, de mașini mici, de fel și fel. Roxana Zamfir? Maria Fota, eu sunt în mașină, dar vă ascult și când ajung acasă mă uit la voi, nicio problemă. Mulțumim oricum că sunteți prezentă. Roxana Zamfir, fisticul e și preferatul meu. Foarte bine. Eu îl mănânc așa, fistic cu fistic. Și eu, dar îmi place mai mult crema. Crema nu mă atrage tare, tare. Isabela este cu crema de fistic. Dar și la înghețat, eu mi-o mereu. Cu fistic, da. Hai. Arată bine așa, să știi. Da. E din ciocolată albă și are bucăți așa, granule de fistic în el. Asta chiar arată bine. Ia miroase. Mamă, dar ce frumos miroase. Parcă părem așa ca niște copii, dar în fine. Asta o să-l deschid eu normal. Ce e bun, îi place și lui Dumnezeu, deci. Știți cum e. Ar trebui să ai vece pe ala. S-au rupt singur. Hai, niciun problem. Hai, vezi, okay. E cauza care are chiar bucăți de fistic în el. Vezi? Da, cred că tot că s-a dat jocul. Deci la Viala și la asta nu prea am avut. Mai sunt răcuți așa ăștia cu... Ăla nu știu ce e. Tot un acțipil de ăsta ceva. La toate ouăle astea chiar am văzut că avea numai cărți. Nu știu de unde. Vezi ce s-a venit acolo, lateral. Hai să vedem ce cărți sunt. Andreea Ionescu. Bona Pascua, ou destruți. Bona Pascua și tu. Paște fericit. Wow, aici mai așa bun, pare, ou destruț. Dar îmi place că are fistic în el. Sunt chiar foarte faine, sunt așa micuțe. Astea sunt în miniatură, astea chiar sunt frumoase. Da, asta nu știu ce sunt e. Cărți de joc în miniatură. Wow, astea chiar sunt faine. Astea chiar sunt frumoase. Chiar da. Să vedem. Grande, concursul, de singurul tot. Până acum ar fi cel cu ciocolata albă de la Gala, care a avut... Surpriză, da, așa, trei da. Cartonașe din alea cu desene. Asta da, astea chiar cărți de joc, da. Sincer, mai știu să mă joc. Nu? Ia stai să le desfac. Asta nu știu ce e. Acum am făcut și pe mine curios. Da. Asta e un concurs. Are aici un cod și trebuie să fie concurs. Bine, Iulia, indiferent de surprize, desfacerea ăla este o tradiție frumoasă. Da, te ține așa în suspans și mai ales pentru copii. Dar chiar și pentru noi. Vedeți că ne bucurăm mai tare ca Isabela. Poate câștigăm. Chiar m-a făcut să ne fac cărțile astea, să le văd cum arată toate așa. Ia să nu sunt plasticate, sunt de carton, dar... Wow, câte sunt! Dar arată bine, în miniatură așa, frumoase. Ia, pune-le în cutia lor acolo. Acum avem cu ce să ne jucăm și cărți. Am putea să creăm un concurs, un viagă. Da, lasă, tati, că nu... Astea-s porcării. Hai să gustăm. Eu vreau aici unde are mult pistachiu. O să fie bună. Ia să vedem. E bun? Mhm. Dar chiar bun.
Ăsta? Se bate cu lindu. Deci se bate cu lindu. Ca și așa gust. Crocant, da, crocant cu... Și cu fisticul? Mamă, ăsta e chiar bun. Da, vezi că nu se simte că fisticul e salat. Nu, dar chiar bun. Îmi pare rău, dar eu... Are un pic de sare, o combinație dulce cu sare care... Eu îmi pare rău, dar eu pot sta pe primul rău. Se bate acolo cu lindu. Bun, bun, rău de tot. Gata. Mulțumesc frumos pentru vizualizarea acolo pe Vigonia. Am crescut, dar sincer nu mai țin minte de acel nene cu radiatoare. Important este că știm amândoi zona și ne vedem aici la voi. Da, asta e cel mai important. Hai să trecem la ultimul. Sper că nu v-am plictisit cu ouăle noastre, cu surprizele, cu nu știu ce. Andreea, mai citesc un pic de mesaje ca să nu treacă, că pe urmă nu le mai văd sau trebuie să le caut. Semne bune, noroc, prosperitate și fericire. Mulțumim asemenea, Andrei. Livia Marin, eu am fost puțin pe pauză, nu știu dacă vă auzi și văd în timp real, pentru că am ajuns la muncă și nu am putut să las în continuare. Erau șefii mei, acum am plecat, am intrat el să văd. Teodoran Viorica, de Paște parcă nu au conotația sărbători de iarnă, calendarul advent de la Milca. Da, fiecare cu semnificația lui. Calendarele de la Vento, de Paște, e că le desfaci în fiecare zi, începând de pe 1 decembrie până pe 24, până în ajun. Iar astea sunt doar astăzi, să zicem așa, dar ele sunt frumoase și astea. Hai să vă zic. Asta eu îl pun pe primul loc. Chiar dacă nu prea mănânc o ciocolată cu lapte, dar asta chiar bun. Da, bun, bun. Chiar bate cu, se bate acolo cu lindul până acum. Parcă tot lindul este... Nu, pentru mine asta. Campion. Deci avem așa. O oră și 11 minute, 61 de like-uri, 40 de urmăritori în acest moment și mai avem un singur ou. Și ultimul. Și ultimul. Cel mai fain, după mine. Eu aș fi stat și câteva ore să duc facut. Dar vă dați seama că ne ardea la portofel, ca să zic așa. Wow! Asta este vedeta. Este de la Bauli. Foarte viral. Este colată finissimo de lapte. Grande firme, adică firme mari de valoare. Dar ce surprizele. Firme? Ia să vedem ce firme. Păi are pe el Morelato, Lecur, prima clasă, prima clasă, mandarina comete, DAC, tun, tun, mandarina și... DAC și cam atât. Astea sunt firmele care, de la care poți să găsești surprize în acest tot. Toate au fost de 250 de grame, numele 230 până acum. Ăsta are 365 de grame, numai ciocolată. Noi l-am cântărit la magazin. Cred că au văzut videoul. Da. Când ia, cum să-l pun să vadă? Așa. Așa, da. Așa, cred că ați văzut videoul, nu ultimul, penultimul. Când am fost, am alergat, l-am cântărit în magazin pentru că trebuia să aibă o greutate anume ca să reușească să îi cadă surpriza care o vrea ea. Deci sunt foarte multe videouri. Unii și-au adus și cântarul de acasă. Ca să cânta. Da, am văzut un supermarket, am văzut pe TikTok cu cântar din ăla mic de bucătărie, s-au dus după ei, l-au folosit în supermarket. Roxana Zamfir, băiatul meu, a găsit o pereche de ochelari de la Roncato în acest tou. Da, am văzut și noi câte surprize. În fine, acum noi sperăm să ne cadă orsetul de la tun, adică ursulețul de la tun. Deci toată lumea îl caută, toată lumea l-a căutat. Vedem acum dacă ești norocoasă. Eu am văzut că toată lumea care l-a cântărit și a făcut gen... I-a ieșit și trebuie să facă și zbobot. Face zbobot. Aude, da. Deci mi-e frig. Am făcut toate procedurile care trebuia. Da. L-am cântărit, l-am ascultat, nu știu ce. Acum ce vrea Dumnezeu. Ce scade, scade. Înțeles? Asta este... Mă rog, da, normal, dar nu să-l zicem aici la partea de editoare. Deci după ăsta așteptați ea cel mai mult. Ăsta era preferat. Toate, dar ăsta...
Cum îți place pentru că are știu. Ia uite ce a trecut o oră și un sfert de când îți facem aici la... Deci l-am deschis. Bine, cu o jumătate de oră am vorbit și... Asta e și cel mai mare. Pe da, am spus. Da, ai o plăcere să vorbești de asta. Da, 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 da. Cine? Fac eu? Vezi că e făcut pe suprapătate. Okay. De la o parte. Așa. Așa. Dar e capul? Nu, nu. De ce? Mi-e frică. Ce? Hai, da, și tu că doar ești fată mare, curajoasă. Dă-i cu teasta așa. Bac! Hai. Bac de o cară. 3, 2, 1 și... Da, nu de cât agravă. Ai făcut. Ia la ce-a căzut, ai văzut? Hai să vedem. Doamne, ce bucurie, bă, capul. Între ură, uite. Ăsta era marele orsetul de la Tun. Este din ceramică, așa? Vedeți? În magazin chestia asta este, sau pe Amazon, e 19 euro doar ăsta și ouă a costat 18 euro. În fine, dar trebuie să cântăresc să aibă 512 grame. Da, între 508 și 518. Așa și să bălângări să s-aud acolo. Să s-audă zgomotul, da. Deci încă o dată, ăsta e orsetul de la tun. Deci ai avut noroc? Da. Am așteptat să fie un pic mai mare, micuț, așa, e în fine. Dar... important e că ți-a căzut ceea ce trebuie. Hai să găsești ciocolata. Mă, îmi place foarte mult. Mă așteptat să fie mai greu. Da. Hai să vedem ciocolata. Până gustăm ciocolata, mai citesc un pic aici. Andreea Ionescu, ura, ura, da, câștiga ce trebuie. Robertina, să ne arăta și produsul final după ce topiți ciocolata, adică ce dulciuri faceți. Astea o să vă arătăm în viitoarele videouri, când o să folosim ciocolata. Bun de pus la retrovizoare. Da, chiar e, da, trebuie făcut cumva ceva lipit aici în cap ca să poți să-i agăți o sfoară. El are o gaură, da, aici în partea de jos. Am văzut un lume care are colecție de foarte multe sulezi ăștia. Dar gen nu din ouă, cred. Gen, nu, că sunt și mai mare și mai scump. Da. Dacă ăsta cât e de mic, vedeți, pe 20 de euro, vă dați seama că ceilalți costă mai mult. E ceramică, e ceramică, da. Da, da. Nu mă gândeam că e plastic sau ceramică, dar este din ceramică. Roxana Zanfir, super norocoasă Izabela. Da, păi, dacă ați văzut video, am fost în 6 magazine ca să găsim marca ce asta. Da, deci nu găseam marca asta de ou la noi în zonă aici. Să vă explic cum am făcut. Am intrat în magazin și le-am văzut filme de dreapta lângă casă. Ne-am aruncat acolo să luăm, să găsim. Ne-am dus, l-am cântărit, l-am luat și după când am mers în magazin mai era nu știu câte... Alte rafturi, da. Tot cu ou din astea pline. Da. Dar ne-am aruncat direct. Disperați cum am mers. În fine, important de că ți-a căzut ceea ce trebuie. Mai avem aici un comentariu. Iulia Răbân, că mâine lucrați? Nu? Nu. În Italia, a doua zi de Paște, este Pascueta, așa se numește aici. Și stăm acasă, iar marți se începe munca normal. Eu nu. Alina merge la muncă, dar Paște după Pascueta, marți respectiv. Este divieto de camion, adică interzis camioanelor să circule până la ora 2. După amiază, asta o fac pentru că mulți turiști vin din Germania, Austria, Elveția, vin către mare, cum ar veni de ieri, alaltă au venit, de joi, vineri, și marți se reîntorc înapoi, nu? Că începe munca și la ei. Și atunci, ca să nu se formeze aglomerație, să fie traficul cât mai fluid, noi camioanele trebuie să stăm opriți de dimineață de la 8 până la ora 2. Și atunci, ori încep două după amiază dacă au ceva de lucru, dacă nu, în dimineață. Eu sunt acasă de joi. Da, mare vacanță, ce v-a dat și vouă. Nici o săptămână, 5 zile. Joi, vineri, sâmbătă, 3 zile. Învățați și sâmbătă. Voi, 3 zile, luni și... Da. Vă duceți sau începeți? Nu, e... Deci 5 zile. Mare brânză. Aici vacanțele sunt mai scurte, așa. Deci, am să vă întreb ceva. Care a fost oul vostru preferat?
Al meu ăsta, pentru că bine și ăsta. Ca și cadouri, ca și surpriză ce ți-a căzut? Da. Păi ăsta, că na, toată lumea ce am văzut și noi pe internet și așa mai departe, ăsta era cel mai important. Al doilea, cărțile acelea de în miniatură. Și după Masterchef. Și după Benedetta. După... Oricum, ultimul e cel de la Gala, că la, da, cu la ciocolată albă. Da. Mai... Și după ciocolată, care m-a plăcut? După toate calculele, era să nu câștige, nu? Era posibilitatea să nu câștige, că putea să se asemene la greutate și lume care, dar a avut noroc. Am văzut lume care n-a făcut nimica și l-a căzut. Care n-a cântărit, nu? Da, și am văzut lume care nu vrea, gen, vrea al cadou. Nu vrea, gen. Și l-a căzut ursul. Nu, 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 l-a căzut altceva. Andrei Ionescu, nici în Marea Britanie nu se lucrează mâine. Foarte bine, mai stăm și noi acasă. Și cu toate că suntem și plătiți. Asta e cel mai important. Dacă stai acasă și nu ești plătit, e mai nașa. Ia, hai să luăm să facem, ne liberăm un pic aici. Gata, că ne-am îndulcit, am mâncat la dulce. Am mâncat la dulce, dar nu mai știu de unde. Ești blat, blat, blat. Așa, să caut pe aici. Jucăriile, surprizele. Una o avem aici, cel cu cărțile. Și de la Mauri. Da, deci. Așa. Bine, putea, aveam, chiar dacă nu cădea asta, și celelalte cadouri îmi plăceau. Asta, așa. Asta e de la Gala, care... Pune așa. Așa, formele. Aici ce a fost? De la... Okay. Ce asta e? Da, și asta. E ok. Deci, hai să votăm fiecare. Tu. Eu îl pun așa. Locul 1, Orsetto, locul 1, da? Îl punem aici să se vadă. Locul 2 pun dopul de sticlă de la Masterchef. 3 pun cărțile de joc. 4 pun formele pentru... Prăjituri? Pentru prăjituri, iepurașul, bomboane și astea. Deci eu la fel. Mai departe, da, voi pune, tot eu așa le puneți. Asta este ordinea. Hai să luăm asta ca să se vadă. În fine, cam astea au fost ouăle și surprizele. Ce mai avem aici? Todoran Viorica, cel cu fistic. Da, a fost foarte bun. Ca și gusturi de la Lind, nu? Care a avut iepurașul. Cel mai bun, după părerea mea, după care cel cu fistic, cu ciocolată albă și cu fistic, da. Iar restul așa, aleatoriu, că, na, dar cele mai bune astea două, Lind și cel cu fistic și ăla de la Masterchef. Bun, ce mai avem aici? Ursul clar, number one, Andrei Ionescu. Iulia Duncă, noaptea de înviere, ies oamenii să ia lumină. Nu știu dacă ia lumină aici pe la noi, n-am văzut. Cred că au ceva, nu știu, tradiție cumva, dar nu știu. Care sunteți de mergeți spre biserici catolici, puteți să scrieți, dar noi n-avem habar pentru că nu am fost în biserică catolică, de multe le-am vizitat, dar nu știu de tradițiile lor. Robertin, nu știu dacă vă mai întrebat cineva. Ce faceți de Paștele Ortodox? O să vopsim-o. O să vopsim-o. Da. O să vopsim-o. Deocamdată nu ne-am gândit ce nu știm ce o să facem. E în funcție și de Alina, dacă lucrează sau ai făcut calcul în weekendul acela, deci e liberă. Dar numai că nu o să mai avem liber ca de Paștele Catolic, o să fie doar o sâmbătă și duminică, cum ar veni. Bine, eu nu sâmbătă. De Paștele Catolic, la noi la camioane s-a oprit circulația de vineri de la ora 2. Deci am stat vineri după amiază, sâmbătă, astăzi duminică, mâine luni și marți. Să zic toată ziua dacă sunt norocos. Pe când de Paștele nostru... Dar de Paștele nostru nu avem decât sâmbătă și duminică și... Na, nu știu, încă nu avem nimic planificat, dar cred că tot undeva aici pe plan local nu plecăm departe nicăieri. Teodoran Viorica, vă las, trebuie să împar medicamentele pe saloane. Vă pup. Nicio problemă, spor la treabă dacă sunteți la muncă.
Andrei Ionescu, Viorica, tură ușoară să ai. Eu am gardă la noapte. Gardă în ce sens? Andrei, lucrezi în spital sau nu știu, în ce domeniu? Teodoran, Viorica, mulțumesc, Andrei. Da. Orsetă, nu? În fine, s-a făcut o oră și 25 de minuțele. Vă mulțumim tuturor care ați fost prezenți aici cu noi pe live și ne-ați urmărit cu drag. Ne-ați lăsat comentarii foarte frumoase. În NHS oftalmolog. Nu oftalmologie, am înțeles, Marea Britanie. Am înțeles acum. Da, ce să mai, nu mai lungim că n-are rost, deja are o oră și ceva video-ul oricum. Vrem să vă mulțumim tuturor care ați fost cu noi pe live și nu numai, vrem să mulțumim tuturor abonaților și celor care se abonează pe viitor la canalul nostru de YouTube, pentru că ne face mare plăcere, am spus de fiecare dată, noi suntem. Vă mulțumim, vă urmărim cu drag, mulțumim noi și noi vă mulțumim, o zi frumoasă, mulțumim și ție, Robertino, asemenea. Deci, încă o dată, mii de mulțumiri din partea noastră și ce să zic, până data viitoare, vă țuc de nu vă vedeți și ție, Marian Pavel, pune un like, avem și fantome cu noi, imediat întorc camera. Să vedeți ce este aici la noi în casă. Asta e un pic, sper să nu se întrerupă. Așa. Dacă pot eu pe aici, prin luminile astea și prin toate nebunile astea. Ia uite și aici în canapă. Dezastru. Dar nu e problemă, facem imediat. Curat și facem o dată poc cu degetul și s-au curat. Facem o magie, nu? Gata, încheiem imediat, într-o secundă. Încă o dată, zi bună, Paște fericit catolicilor și vă mulțumim tuturor, fără nicio excepție. Zi bună, vă țuc de nu vă vedeți. Ceau! Chiar frumos ușurez.